Aproape 450 de joburi au avut astăzi la dispoziție sutele de deveni care au participat la Bursa Generală a Locurilor de Muncă, organizată în reședința de județ. Posturile oferite au fost din toate domeniile și pentru toate vârstele, inclusiv pentru cei cu studii superioare. Au fost și două premiere la evenimentul desfășurat la nivel național și organizat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, respectiv prezentarea ofertei de școlarizare pe domeniile tehnologice și profesionale de către Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, dar și modalitățile în care se poate urma o carieră militară, atât în cadrul Ministerului Apărării Naționale, cât și în cel de interne. După cum vedeți, începutul este foarte promițător. Dacă întoarcem puțin camera, vedem în piață o mulțime de oameni. Ne așteptăm să fie foarte multă lume prezentă la acest eveniment. În cele 6 locații unde se desfășoară Bursa Locurilor de Muncă, avem anunțați 174 de angajatori, cu număr total de 1173 de locuri de muncă vacante, ceea ce înseamnă că angajatorii își doresc participarea cu AJOFM-ul, își doresc parteneriate cu noi și își doresc să își angajeze personal. De asemenea, ceva nou și un lucru nou la această bursă, am schimbat puțin modul de organizare a burselor. Vom avea și un târg de orientare în carieră, așa după cum vedeți în spatele meu, se află instituțiile statului care își prezintă meseria de în armată, jandarmi, pompieri, și vin cu oferta lor în ceea ce privește locurile de muncă și partea de educație. Colegii mei, consilieri informare în carieră și mediere vor sta de vorbă, pentru că astăzi avem copii, avem elevii clasele de 11 și 12, avem copiii de clasa 7 și 8 și își vor face o imagine, vor face prima impresie, își vor face prima impresie între ceea ce înseamnă un târg de joburi și un târg de orientare în carieră. Țin să-i mulțumesc foarte mult doamnei director AJOFM Hunedoara, Georgeta Tomuța, pentru această inițiativă. Faptul că avem alături de mediul economic liceele din județul Hunedoara este semn că înțelegem mecanismul și responsabilitatea noastră. Dorim ca elevii noștri să primească informații utile referitoare la continuarea studiilor și totodată, de ce nu, cu privire la perspectivele și oportunitățile oferite de piața muncii. Este un bun prilej prin care eu personal, precum și colegii mei, dorim să adresăm mulțumiri tuturor reprezentanților mediului economic din județul Hunedoara, care sprijină învățământul profesional și tehnic din județ. Pentru anul școlar 2022-2023, la solicitarea agenților economici, avem cuprins în oferta educațională 33 de clase de școală profesională, dintre care 7 sunt clase de învățământ dual. Suntem bucuroși să ne aflăm și noi astăzi aici. Am fost invitați de către AJOFM Hunedoara să participăm la această bursă a locurilor de muncă. Noi suntem prezenți alături de partenerii instituționali pentru a ne prezenta, în primul rând, ofertele școlilor noastre de recrutare, respectiv școlile de subofițeri, cât și școlile de ofițeri, respectiv Academia de Poliție. Prezentăm ofertele posibililor candidați și posibilitățile lor de a fi recrutați în rândurile noastre. La acțiunea de la DEVA au fost prezente oficialități județene și locale, precum și parlamentare, care au dat asigurări că vor sprijini acțiunile AJOFM și în continuare și și-au exprimat speranța într-un viitor economic mai bun. Bursa Locurilor de Muncă este o inițiativă lăudabilă a AJOFM-ului Hunedoara și vreau să o felicit pe doamna directoră Georgeta Tomuța și colectivul de la AJOFM pentru această activitate și pentru această acțiune. Ea este foarte importantă în contextul în care Guvernul României a instituit acel sprijin pentru România în valoare de 17,5 milioane de euro, dintre care miliarde de lei, dintre care 11,5 miliarde de lei sunt în curs de implementare. În acest moment, 60% din această sumă se adresează întreprinderilor mici și mijlocii și guvernul, cât și noi, trebuie să fim responsabili, să avem această solidaritate și să încercăm să punem la oaltă atât cei care investesc și cei care au nevoie de aceste locuri de muncă. Spun încă o dată și voi spune mereu
că pentru județul Hunedoara este nevoie de această activitate, este nevoie de relansare economică, iar această relansare economică nu o putem face decât prin punerea în comun și aducerea la aceeași masă atât a angajaților cât și a angajatorilor. Vă mulțumesc că sunteți un număr așa de mare prezență atât din partea angajaților cât și din partea angajatorilor. Este prima dată când văd într-adevăr că se întâlnește cererea cu oferta. Vom vedea la sfârșitul acestei zile când m-aș bucura ca toți angajatorii să găsească personalul calificat pe fiecare meserie care și-l doresc. M-aș bucura ca toți cei care caută un loc de muncă să nu meargă acasă decât cu o promisiune că de luni pot să meargă să înceapă probele și să-și facă o angajare și o carte de muncă. Mă bucur că toate autoritățile publice și aici, de la Guvernul României, de la Parlamentul României, domnul senator Potecă, colegii mei, domnul director de la instituțiile deconcentrate, văd și liceele aici, văd și oferta, să zic așa, promoțională a armatei, a poliției, a celor de la situații de urgență. Dar pentru mine cel mai important este faptul că mediul privat vine cu oferte de locuri de muncă. Primăria municipiului va întotdeauna sprijini astfel de acțiuni, pentru că ele sunt foarte importante. Știm configurația județului și știm că este mare nevoie de locuri de muncă. Când am intrat, am văzut foarte, foarte multe persoane în căutarea unui loc de muncă. Eu cred că după o oră, două, fiecare sau majoritatea dintre acești cetățeni își vor găsi un loc de muncă, bineînțeles, conform pregătirii fiecăruia. Deveni prezenți la bursă, 56 dintre aceștia fiind angajați pe loc, au putut afla și alte informații interesante, precum cele legate de formele legale de muncă. Prevenim munca nedeclarată, prevenim munca subdeclarată și totodată locurile de muncă sigure. Eu vă rog să nu acceptați locuri de muncă subdeclarate, adică salariul mai mic decât minimul economie, să nu acceptați munca fără formă legală și vă garantez că ITM-ul doar este lângă dumneavoastră, lângă angajator, lângă angajați, ori de câte ori aveți nevoie. Și mă repet, principalul nostru scop este prevenția și asigurarea unor locuri de muncă sănătoase și sigure. La nivelul județului Hunedoara s-au desfășurat 6 burse la care au participat 174 de agenți economici, care au pus la dispoziție 1173 de posturi, precum și 3421 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. La finalul bursei generale a locurilor de muncă din județul Hunedoara au fost selectate în vederea angajării 976 de persoane, iar alte 203, dintre care 4 cu studii superioare, au fost încadrate în muncă pe loc. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara va verifica într-un interval de 30 de zile câte dintre persoanele selectate pentru angajare au și fost încadrate în muncă.